Făcând o comparație cu anul 2018-2019, anul școlar, pentru că anul trecut școlar nu am susținut simularea evaluării naționale, rezultatele sunt mai bune față de acum 2 ani. Din ceea ce am înțeles de la colegii mei, profesori de limba română și matematică, subiectele au fost, gradul de dificultate a fost unul destul de ridicat, inclusiv față de simulările care s-au dat în luna martie. După cum bine se știe, localitatea noastră fiind în perioada aceea în carantină, nu s-au susținut aceste simulări și le-am susținut în perioada aceasta 19-20 aprilie. Rezultatele sunt bunicele și ne dă o imagine a nivelului la care se află elevul în momentul de față, mai având circa 2 luni de zile, timp în care se pot corecta lacunele care există în pregătirea acestor elevi. Eu am convingerea, din experiență și din datele statistice din anii trecuți, că rezultatele la evaluarea națională din iunie vor fi cu mult mai bune decât rezultatele de la simulare din această lună. Procentual vorbind, la română stăm chiar foarte bine, peste 94% promovabilitate. La matematică, procentajul este ceva mai mic, datorită faptului că și subiectele au fost mai dificile față de limba română. Am avut prezenți la evaluarea națională 52 de elevi. Condițiile în care s-au desfășurat aceste simulări ale examenelor naționale sunt identice cu cele care se vor susține în luna iunie. Mă refer aici la structura subiectelor, la timpul alocat, la modul de supraveghere audio-video plus cei doi asistenți, precum și la distribuirea elevilor de unul în bancă cu distanțare, păstrând toate cerințele legate de distanțarea fizică, de măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu acest virus. Având în vedere că suntem și trecem printr-o perioadă destul de grea, pregătirea elevilor în mediul online nu poate fi comparată cu pregătirea elevilor cu prezență fizică în unitatea noastră școlară. Cred că rezultatele, și sunt convins, nu că cred, rezultatele la evaluarea națională vor fi mai bune decât la simularea evaluării naționale. Rămâne de văzut acum dacă vor fi mai bune față de examenele de la evaluarea națională de anul trecut, unde am avut un procentaj peste 90% promovabilitate și am fost în top 10 școli din județul Timiș, prima școală din mediul rural. Așa cum cunosc eu dascălii care predau acum la clasele terminare și elevii care sunt în generația aceasta, sunt convins că rezultatele vor fi pe aproape.